Dragii mei sperențeni, fizic suntem departe unii de ceilalți, dar vreau să vă asigur că suntem aproape cu inima și în Duhul împreună cu voi. În toată perioada aceasta de criză, de când sunt plecat, am ținut legătura cu colegii păstori și cu Comitetul Bisericii. Ne sfătuim împreună și ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze ca și biserică în perioada aceasta. Vreau să am un mesaj de încurajare pentru voi și mesajul meu de încurajare este inspirat din cuvintele Apostolului Pavel din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, o parafrazare a acestui verset care ar suna cam în felul următor. Să nu vă speriați ca ceilalți care nu au speranță. Oriunde ajungi, în orice colț al lumii, lumea vorbește despre coronavirus. Sunt foarte mulți oameni speriați și îngrijorați. Eu cred că acesta este un moment în care noi, ca și credincioși, putem să prezentăm o viață diferită celor din jurul nostru. Și aș vrea în mod concret și în mod practic să vă sugerez două lucruri. Dacă Apostolul Pavel în versetul acesta efectiv ne spune să fim diferiți față de oamenii care nu au credință și care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, aș vrea să vă sugerez două lucruri pe care să le facem diferit. Primul dintre ele, să ne rugăm diferit. Probabil că unii dintre voi ați primit mesaje în perioada aceasta, mesaje care sunt chemări la rugăciune. Și eu am primit foarte multe mesaje, să ne rugăm la ora 9 seara, să ne rugăm la ora 10 seara. Cred că sunt inițiative bune. Însă ce am văzut în toate aceste chemări la rugăciune? În general, oamenii fac această chemare la rugăciune pentru ca Dumnezeu să ne protejeze, să ne vindece, să fim oarecum protejați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Uitându-mă cu atenție în Scriptură, îmi dau seama că de fapt copiii lui Dumnezeu în astfel de vremuri se roagă diferit. În Cartea Faptele Apostolilor, ori de câte ori creștinii treceau prin situații de criză, se întrebau cum pot să fie o bună mărturie și cum pot să îi se alăture lui Dumnezeu în lucrare pe care El o face în lumea aceasta. Eu cred că în vremurile acestea Dumnezeu este în control și coronavirus este o provocare, dar nu înseamnă că lucrurile au scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. De aceea mă întreb oare ce vrea să realizeze Domnul în lumea noastră în aceste zile. Cred că este important să ne rugăm, dar să nu ne rugăm doar pentru protecție, să ne rugăm ca în vremurile acestea să ne alăturăm lucrării pe care Dumnezeu o desfășoară oriunde în jurul nostru. Și eu cred că în felul acesta Dumnezeu va deschide multe uși. Al doilea aspect pe care vreau să-l menționez este legat de ceea ce se întâmpla în biserica noastră în luna martie. Am organizat 4 evenimente evanghelistice. 2 dintre ele au avut loc. Și pe la mijlocul acestei luni se pare, că Dumnezeu ne transmite un mesaj. Nu vreau să mai faceți evangelizarea clasică prin evenimente care au loc în clădirea bisericii. Dar cred că Dumnezeu vrea ca să ne implicăm în evangelizare fiecare dintre noi. Cred că această situație de criză este o mare oportunitate pentru noi ca să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu. Să căutăm să ducem speranță și să îi ajutăm să se apropie de Dumnezeu și chiar să îl cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Așa că în aceste vremuri în care suntem atât de tentați să privim doar la noi înșine și la binele personal și la protecția personală, haideți ca împreună să ne lăsăm la dispoziția lui Dumnezeu, prin noi Dumnezeu să ducă speranță celor din jur și în felul acesta să căutăm să fim o binecuvântare pentru împărăția lui Dumnezeu. Să nu uităm, în cel mai rău caz, coronavirus poate să distrugă trupul, dar nu poate să distrugă sufletul. Așa că speranța noastră nu dispare niciodată.
împreună cu Dumnezeu putem să fim biruitori și în vremurile acestea de criză să fim o binecuvântare pentru cei din jur. Vă salut cu drag și vă doresc multă binecuvântare și încredere în Dumnezeu în orice moment din viața voastră.